Cursurile față în față au fost suspendate pentru elevii a două clase de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica din Robeta Turnu Severin, după ce doi liceeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2. Aceștia se află acum în izolare la domiciliu. Și la Colegiul Național Gheorghe Țițeica din Robeta Turnu Severin au început să apară cazuri de COVID-19. Este vorba de doi elevi de la clase diferite ce au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2. Până în acest moment, niciun alt coleg nu a fost afectat și se pare că cei doi liceeni s-ar fi infectat din exterior. Au fost confirmați pozitiv doi elevi din clase diferite de la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Nu știm dacă din interiorul școlii s-a întâmplat sau din exterior. În orice caz, cele două clase au intrat în scenariul roșu, adică elevii participă la lecții online timp de 14 zile. Cei doi elevi infectați cu COVID-19 sunt în izolare la domiciliu, iar starea de sănătate a acestora este bună. Și la Colegiul Național Traian din Robeta Turnu Severin, astăzi a fost confirmat cu SARS-CoV-2 un elev. S-a dispus și starea cursurilor față în față la clasa respectivă. Este vorba despre o clasă de a noua.